Evanghelia după Luca, capitolul 22, pentru dimineața aceasta, de la versetul 63 până la versetul 71. Dumnezeu în mâinile oamenilor furioși. Haideți să citim împreună scripturile. Vă invit să vă deschideți Biblia, vă încurajez de fiecare dată să nu veniți fără Biblie la întâlnirile adunării. E foarte important să ne întoarcem mereu și mereu spre cuvântul vieții, spre cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 22, începând cu versetul 63. Oamenii care păzeau pe Iisus, îl bat jocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte bajocori. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui Amin. Amin. Atunci și acum, oamenii obișnuiți sau oamenii învățați au aceeași dilemă. Cine ești tu? Ești tu Hristosul? Ești tu fiul lui Dumnezeu? Deși păcătoșii astăzi aleg să-L judece pe Iisus, vine ziua când Iisus îi va judeca pe păcătoși. Oamenii ca mine și ca dumneavoastră care trăiesc astăzi și care au fost de-a lungul secolelor și-au permis să devină judecătorii lui Dumnezeu. Și au permis să rostească anumite păreri cu privire la cine este Dumnezeu. Și nu de puține ori, judecățile noastre au fost foarte aspre. Primul aspect pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră, deși, așa cum spuneam, astăzi omului se dă această libertate, aș vrea să o pun sub titlul Astăzi, păcătoșii îl judecă pe Isus. Exact așa cum Dumnezeu a permis primilor păcătoși să-L bat pe Mântuitorul nostru, să-L bată, să-L scuipe, să-L pălmuiască, deși ar fi putut într-o clipă să-I nimicească, exact așa se întâmplă și astăzi. El permite oamenilor furioși să se ridice și să rostească judecăți împotriva Lui. Ar fi atât de ușor pentru Dumnezeu pur și simplu să curățe planeta aceasta și totuși el alege cu multă răbdare să permită abuzul acestor oameni asupra lui. Unii vor alege să beneficieze de mila lui Dumnezeu, să se pocăiască, să vină la el cu credință, iar alții nu vor face altceva decât să strângă și iar să strângă mânie pentru ziua judecății. Și în bunătatea sa, Dumnezeu, Iisus, permite oamenilor să se așeze pe scaunul de judecată de unde să-și exprime tot felul de păreri și de idei cu privire la cine este Isus. Unii păcătoși îl judecă pe Isus în căutarea lor nebună după plăceri. Și pentru că plăcerea este partea vieții lor și nu vor să fie stingeriți de sfințenia lui Dumnezeu, se vor grăbi să-L judece. Iată ce spun versetele 63 până la versetul 65. Recitesc paragraful acesta. Îl batjocoreau și îl băteau. Și dacă ar fi să citești din Matei aceeași ilustrație, Matei 26 cu 67 spune L-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Dumneavoastră vă puteți imagina câtă violență este aici. Continui citirea din Luca 22, versetul 64 L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte bajocori. Probabil că după ce Mântuitorul a fost intervievat de marele preot Ana, în timp ce stătea și așteptau acolo pe ceilalți iudei să se strângă pentru a avea loc judecata, cei ce îl păzesc pe Mântuitorul decid să se distreze folosindu-se de arestatul lor. Unii probabil că își băteau joc de el imitând stilul lui de învățător, mimându-i anumite afirmații, folosind poate accentul de Galileian, sau făcând pur și simplu haz de unele dintre lucrurile pe care Mântuitorul a rostit, dar pe care, din păcate, ei le-au interpretat greșit. Alții au făcut concurs de scuipat. Care scuipă mai mult? Și cine reușește poate să se apropie prin gestul acesta oribil mai mult de buzele Mântuitorului. Apoi au inventat un joc ca cel o orbului. L-au legat pe Iisus la ochi și pe rândul îl loviau și îi cereau un bagiocoră să prorocească cine l-a lovit. Și rosteau împotriva lui multe bagiocori. Eu nu știu ce simțiți dumneavoastră, dar când citesc paragraful acesta, am impresia că mi se strânge stomacul. Nu pot să cred. Că niște ființe umane sunt în stare să se comporte în felul acesta. Oare cum poți trata o altă persoană într-un mod atât de brutal, atât de violent? E ca și atunci când mă uit la ce se întâmplă în Ucraina și când văd bătrâni și oameni nevinovați care rămân fără case handicapați pentru tot restul vieții, fără energie electrică, te întreb, Doamne, pot fi în lumea aceasta oameni atât de brutali, atât de răi, dar când mă gândesc că ei făceau lucrurile acestea chiar împotriva Domnului Isus. Dar în timp ce am această reacție și Ființa mea se revoltă în fața acestei forme atât de urâte de manifestare a răului din om. Realizez că nu-i cazul să mă umplu de indignare prea mult pentru că, în realitate, eu și cu dumneavoastră, prin păcatele noastre, ne-am manifestat în felul acesta și el a acceptat să moară pe cruce în locul meu în locul tău și pentru noi. Poate zicem despre noi că nu putem fi totuși chiar atât de cruzi precum cei care îl păzeau pe Isus, dar oare câți în trecutul nostru, în ignoranța noastră, nu am râs, n-am făcut glume pe seama lui Dumnezeu, pe seama lui Iisus, câți nu am înjurat numele Mântuitorului, câți n-am făcut poate glume proaste sau pur și simplu am râs atunci când alții au făcut asemenea gesturi și am trăit în felul nostru deșert, de viețuire, descris de Apostolul Pavel în Efesen, capitolul 4, versetul 17 până la 19, în felul următor. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu un Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea Întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află, în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Din categoria aceasta am făcut și noi parte. Și când ne uităm în trecutul nostru, realizăm că. Și noi am hulit numele lui. L-am bat jocorit. Marele artist olandez Rembrandt are un tablou fascinant al răstignirii, în care el atrage atenția asupra ce moare pe cruce. Apoi, în aceeași pictură, vezi mulțimile ce participă cu atitudinile lor foarte variate. Apoi poți observa undeva mai la margine, dar cu foarte mult greu, o figură aproape acoperită de întuneric. Acesta este chiar Rembrandt. El, marele artist, a realizat că păcatele lui l-au țintuit pe Hristos pe cruce și a ales să se așeze și el în acest tablou. Dar dacă mă uit cu atenție la imaginea aceasta, n-am cum să nu mă văd și pe mine. Și eu am fost în acea mulțime. Și eu am strigat la moarte. Și eu l-am jocorit. Și eu, prin felul meu de șert de viețuire, mă fac vinovat de aceeași atitudine pe care au avut-o cei ce l-au păzit pe Mântuitorul. Apoi, unii păcătoși îl judecă pe Iisus în căutarea lor nebună după putere. Iată versetele 66 și 67 pentru început. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, liderii, da? Preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei au zis, dacă ești tu Hristosul, spune. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și apoi versetul 70 și 71. Toți au zis, ești tu, dar fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți. Da, sunt. Atunci ei au zis, „Cine nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Privind cumva așa mai la suprafață, am putea spune că liderii iudeilor n-au fost chiar atât de cruzi precum brutele acelea care îl păzeau pe Domnul Isus Hristos, ci par ceva mai civilizați. Fac un tribunal în care să-l judece pe Isus și încep să-i adreseze întrebări cu privire la afirmațiile pe care el le-a făcut cu privire la sine însuși. Dar ei nu caută adevărul. Nu doresc să-și schimbe viața în acord cu ceea ce spune Mântuitorul. Nu sunt sinceri în căutările lor pentru a ave deveni urmași ai Domnului Isus. Ei au prejudecăți cu privire la cine este Isus și singurul obiectiv este trebuie să scăpăm de El. Noi trebuie să rămânem la putere. Asta e plăcerea noastră. Vor să-și continue viața fiindu-și propriilor stăpâni. Dorința lor de putere îi face să nu fie de acord cu Isus și să nu accepte mesianitatea sa. Dar, în realitate, modul în care ei l-au judecat pe Domnul nostru Isus Hristos este contrar jurisdicției iudaice. În primul rând, nu putea fi judecat cineva noaptea. Apoi, Consiliul iudeilor nu puteau acuza, puteau doar judeca acuzațiile pe care le aduceau alții din afara Consiliului, dar nu puteau emite ei înșiși acuzele. Procesul începe în casa marelui preot și nu la templu, așa cum cerea legea lor. Iisus este judecat fără apărător, nu are niciun avocat cel acuzat și atunci, ca și acum, trebuia să se bucure de prezumția de nevinovăție până când ar fi fost dovedit vinovat. Condamnarea lui trebuia făcută pe mărturia a doi sau trei martori și mărturile lor să corespundă. Martorii mincinoși erau supuși aceleiași pedepse pe care o primea acuzatul. Și în cazul unei condamnări capitale, trebuiau să treacă trei zile până când membrii Consiliului alegeau de fapt să postească. Asta înseamnă că procesul Mântuitorului nu putea avea loc în timpul sărbătorii Paștelui. Nu marele preot trebuia să pronunțe sentința, ci cel mai în vârstă membru al Consiliului. Așa după cum observați, de la începutul și până la sfârșitul procesului, procesului Mântuitorului, totul a fost o batjocoră la adresa justiției și la adresa propriilor lor legi. Întrebările lor nu sunt sincere, nu vor să afle adevărul. Cu fiecare întrebare îi întind Mântuitorului o capcană în care vrea să-l prindă în propriile sale cuvinte, ca apoi să ia acuza aceea și să o ducă la guvernatorul roman Pilat. Faptul că Isus a pretins că este Hristosul, împăratul, l-a pus în opoziție cu întreaga Romă. Vă rog să observați aici că avem de-a face cu lideri religioși ce instigă, ce au dus la îndeplinire această batjocură această justiție nedreaptă împotriva lui Isus. Mai târziu îl vor preda pe Isus romanilor. Dar până atunci își vor bate joc de Isus. Oamenii care erau la Templu zilnic, care citeau Scriptura, presupuneau să o împlinească chiar ei. Ei care acum se pregăteau pentru sărbătoarea Paștelui, dar pentru că inimile lor. Sunt departe. Împietrite. Acționează cum nu ne-am aștepta. Putem învăța ceva de aici. Și anume că participarea la slujbele bisericii, la anumite ritualuri religioase, nu sunt suficiente. Nu te schimbă doar participarea la o slujbă. Și aici este un mare pericol. Oameni care se conformează dar care nu sunt transformați. Și oamenii care se conformează, se înșeală pe ei înșiși. Se îmbracă ca ceilalți, salută ca ceilalți, încep să se comporte în exterior ca ceilalți, dar inima, inima lor nu este transformată. În viața creștină, accentul cade pe interior, pe schimbarea inimii, formele, exteriorul da, sunt importante, dar numai dacă schimbarea vine de undeva din interiorul nostru. Putem de asemenea să învățăm că ne paște pericolul să ne dezvoltăm înțelegeri biblice bazate pe preferințele și dorințele noastre și să le transformăm în capete de acuzare pentru alții. E foarte periculos lucrul acesta. Au iubit poziția lor de influență, beneficiile lor financiare, mai mult decât aflarea adevărului. Iar unii ajung să-și schimbe poziția lor teologică după ce familia lor trece printr-o criză. Și după aceea să vezi ce argumente aduc ca să susțină un comportament nebiblic și păcătos. Și aș vrea să te întreb în această dimineață: cine te influențează pe tine atunci când trebuie să-ți formezi o părere despre Isus? Experiențele tale? Poziția ta socială? Nu vrei să te identifici cu el ca să nu-ți pierzi anumite privilegii? Păcatul în care trăiești și pe care nu vrei să-l părăsești? Și asta nu-ți dă voie să vezi cine este Hristos? Dorințele tale carnale? Ideologia pe care poate ți-au inspirat-o părinții tăi, școala, educația? Eu, ca mulți dintre dumneavoastră, am fost educat în timpul regimului comunist. Și de la clasa întâia, până am terminat facultatea, am avut parte de un învățământ în care inima era ideologia ateie. Am avut parte de așa numitele cursuri de învățământ politico-ideologic. Am fost pionier, înlocțuitor de comandant de unitate, utecist până când m-au exclus datorită credinței mele în Dumnezeu. Materialismul dialectic și istoric, dacă limbajul acesta nu vă zgârie pe creier pe unul de dumneavoastră, era etalonul prin care trebuia să evaluăm crezul nostru. Și am trăit într-o perioadă în care necredința a fost ridicată la rang de știință. Țin minte că din clasa întâi întâia, și pe tot parcursul educației mele am simțit în permanență o tensiune per în mine. Pentru că n-am putut fi niciodată de acord cu ideologia comunistă care era ateie. Și când mi se spunea că Dumnezeu nu există și se bat jocorea numele lui Dumnezeu în clasă, și când mi se spunea că numai proștii și bătrânii merg la biserică, și când mi se spunea că în Biblie ar scrie, crede și nu cerceta, ceea ce nu-i deloc adevărat pentru cei care cumva a crezut această minciună, am simțit întotdeauna în sufletul meu o revoltă. O revoltă puternică. Am trăit toată perioada aceea, în toată perioada educației mele, o tensiune foarte mare. Era cel mai simplu să mă conformez. Mi-amintesc de momentul în care am dat examen la facultate, la cursul de filozofie, filozofie materialist, dialectică și istorică. Am avut o problemă de conștiință foarte serioasă. Cum mă duc la acest examen? Și m-am rugat, și m-am frământat. Și am zis, eu nu pot să mă duc și să spun, filozofia spune așa. Pentru că eu nu cred acel lucru. Eu cred în Dumnezeu. Eu nu pot să-mi însușesc disciplina aceasta. A fost una dintre cele mai grele discipline pe care am avut-o. Nu că nu mi-a plăcut, mi-a plăcut filozofia. Îmi amintesc că la un moment dat dilema mea s-a sfârșit prin faptul că la un moment dat am ales să spun filozofia materialistă are această perspectivă. Filozofia idealistă are această perspectivă. Și așa m-am dus la examen. Am, dat, am tras biletul 13. Și profesorul mi-a spus, dacă vrei să schimbi biletul, dacă ești uh, superstițios, poți să alegi alt bilet. Și am zis, eu nu sunt superstițios, o să încerc să răspund la biletul la subiectul din biletul 13. La sfârșitul examenului mi-a spus, uh, ai trecut examenul, dacă schimbai biletul, te... uh, nu treceai examenul acesta pentru că n-ai fi înțeles nimic din filozofia noastră. Și am ieșit din clasă cu sufletul amărât și bucuros în același timp a trăit unii dintre dumneavoastră perioada aceea. Unii ați fost credincioși, alții n-ați fost credincioși. Cei care n-ați fost credincioși, probabil că n-ați avut nicio problemă când vi s-a spus că omul este născut din maimuță și a trebuit să dați această explicație. Eu am avut o problemă foarte mare. Eu n-am putut să spun lucrul acesta. Eu m-am dus la diriginta mea în clasa 10-a și am spus că eu cred în Dumnezeu și a s-a uitat la mine și a spus că nu cred că este adevărat lucrul acesta, că cineva în clasa mea poate să aibă această perspectivă. Și apoi, la următoarea lecție, ne-a predat evoluționismul și a afirmat în fața întregii clase: Nu pot să cred că în clasa noastră mai sunt copii ca voi care cred că Dumnezeu l-a creat, când știința ne dă suficiente dovezi că omul se trage din maimuță. Da, am trăit această tensiune. Am văzut profesorii mei care și-au bătut joc de, de Dumnezeu, care l-au ironizat. Nu știu ce te influențează pe tine astăzi, trăim o altă perioadă. Poate relativismul filozofic. Această ideologie care te determină să crezi că nici nu mai avem adevăruri absolute în care trebuie să credem. Totul este relativ. Iisus este una dintre căile care mântuiește. A spune că Isus este singura cale, deja ăsta e bigotism, e fanatism religios. Să crezi că există doar două genuri care se suprapun cu cele două sexe, să crezi faptul că căsătoria este dintre un bărbat născut biologic bărbat și o femeie născută biologic femeie, că avortul este o crimă în lumina noilor ideologii, înseamnă intoleranță, obscurantism, îngustime. Dar vreau să vă declar în fața dumneavoastră și în fața oricui că eu și cred că mulți dintre dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, mi-aș permite să spun toți, cred într-un singur Dumnezeu transcendent ce există prin sine însuși, Creatorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute, cunoscute sau neștiute, care din veșnicie în veșnicie este Dumnezeu, care este suveran, care face ce vrea și nu trebuie să-mi dea mie socoteală. Cred cu toată inima mea că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat în lumea noastră prin Sfânta Fecioară Maria, că a fost sfânt și fără păcat. Cred că El a murit la cruce în locul meu și pentru mine, că a fost îngropat, că a fost că a înviat și că s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și că într-o zi se va întoarce în glorie și va judeca pe cei vii, dar și pe cei morți în dreptate. Cei mântuiți vor fi cu El pentru eternitate, iar cei care n-au crezut în Domnul Isus Hristos vor fi pentru totdeauna în iazul cu foc, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, unde viermele nu doarme, loc care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii Lui și pentru toți cei care aleg să trăiască fără Hristos în lume. Da, cred cu toată inima mea. Că nu există nicio altă cale spre viața veșnică, spre cunoașterea lui Dumnezeu, decât prin Isus Hristos. Și că nu s-a dat sub ceruri niciun alt nume în care omul poate fi mântuit decât numele care este mai presus de orice nume, numele Domnului nostru Isus Hristos. Dar cred că El, Isus, este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Prin El au fost create toate lucrurile și prin El se țin în ființă. Dar cred că el este capul bisericii pe care a născut-o la cruce și pe care și-o zidește în ciuda ostilităților, ideologiilor, filozofiilor și batjocorilor lumii acesteia. Și că porțile locuinței morților nu o vor putea birui niciodată pentru că Hristos este cel care zidește biserica sa. Îl iubesc cu toată inima mea. Și aș vrea să-l fac cunoscut tuturor oamenilor pentru ca toți să fie mântuiți, să nu vină la judecată, ci să treacă din moarte la viață. Și vreau să-mi trăiesc viața de așa manieră încât a lui și doar a lui să fie toată slava în vecii vecilor. Slăvi să fie Hristos! Poate te-ai așezat și tu pe un scaun al păcătoșilor și îl judeci Christos. Vreau să spun următorul lucru. Vine ziua când Isus va judeca păcătoșii. Luca, capitolul 22, versetul 69. Iată ce le zice Isus. Da, de acum încolo, Fiul Omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și noi trăim în așteptarea acelei zile. Comportamentul calm al lui Isus, în ciuda tratamentului primit, era deja o judecată pe care el a rostit-o în dreptul acelor oameni. Un păcătos în locul lui ar fi strigat: Îmi sunt încălcate drepturile! Ar fi amenințat: Mă ridic eu de aici și îmi voi face dreptate! Dar Isus. A suportat toate aceste abuzuri în tăcere, înaintea lui Dumnezeu. Așa, ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Și când tăcerea lui ar fi însemnat negarea adevărului, el a vorbit direct și le-a spus cu privire la el cine este. Deși liderii religioși au avut motivații greșite când au adresat aceste două întrebări, totuși, Trebuie să remarcăm faptul că acestea sunt întrebări care macină pe oricare dintre noi și de care orice persoană trebuie să țină cont. Dacă ești tu Cristosul, spune-ne. Asta e prima întrebare. Și cea de-a doua, ești tu dar fiul lui Dumnezeu? Da, Isus într-o zi va judeca deoarece El este Cristosul dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Wow! Hristosul, Mesia, are o conotație foarte puternică, este plin de încărcătură teologică, pentru că în cartea aceasta pe care noi o citim și o considerăm că este de căpătâi pentru viața noastră creștină, în prima jumătate a ei, în Vechiul Testament, sunt peste 300 de profeții care anticipează venirea Mântuitorului, descriind pe alocuri cu detalii care te uimesc ce se va întâmpla atunci când Isus va veni în lume. Spre exemplu, citim aici, cu 700 de ani înainte de a veni Isus, profeția lui Isaia, care zice că El se va naște dintr-o fecioară. Citim cu vreo 500 de ani înainte profeția care spune că El se va naște în Betleem, citim cu vreo mie de ani înainte, faptul că el va fi vândut, va fi vândut ceea ce face Iuda pentru cei 30 de arginți. Citim cu sute și mii de ani înainte că el urmează să moară, că el va învia. Mă uit la cortul întâlnirii, la tot ritualul jertfelor care sunt acolo și toate acestea îmi spun că este har la Dumnezeu și harul este jertfa care anticipa jertfa Mântuitorului. Mă uit la sărbătorile evreilor și în sărbători îl văd pe Mesia, pe Hristos. Mă uit la martorii oculari, cei care au vorbit cu Mântuitorul și capăt încredere. Mă uit la scriitorii Evangheliilor și am această încredințare că oamenii aceștia care au plătit cu viața crezul lor au spus adevărul. Sunt 5, peste 500 de frați care l-au văzut deodată pe Hristosul înviat de între cei morți Și cu excepția doar unuia singur dintre ucenicii săi Toți ceilalți au murit ca martiri datorită faptului că au depus mărturie cu privire la cine este Isus, Și când mă uit la împlinirea profețiilor, când mă uit la învățătura Mântuitorului când văd minunile pe care el le-a săvârșit, când văd faptul că moartea nu l-a putut ține, ține acolo în mormânt, nu pot decât să realizez că ceva îl face să fie neobișnuit. Când văd că cei mai aprici dușmani ai lui Isus au trebuit să recunoască că el este Fiul lui Dumnezeu, când centurionul roman care condamna. Pe mântuitorul a trebuit să declare cu adevărat acesta este fiul lui Dumnezeu. Când mă uit la atâtea vieți transformate, când mă uit la viața mea schimbată, nu pot să ajung decât la o singură concluzie. Isus, despre care eu citesc în Noul Testament, este Mesia, este Hristosul Vechiului Testament, este Dumnezeul întrupat. Da. Isus este Cristosul, Isus este Mesia și aceasta îl califică să fie judecător. În al doilea rând, Isus va sta pe scaunul de judecată deoarece este Fiul lui Dumnezeu. Iată versetul 20, 69. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Da? Vechiul Testament profețește faptul că Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, va fi judecătorul nostru. Haideți să ne uităm la câteva texte. Daniel, capitolul 7, versetele 13 și 14. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile. Și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Asta vorbește Vechiul Testament despre Hristos. Mă mut acum în Noul Testament, Ioan, capitolul 5 cu versetul 22. Iată cuvintele lui Isus. Tatăl, nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului. Și apoi din același capitol, versetele 27 până la 29. Și a dat autoritate să judece, întrucât este fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor, intra, vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Și mai citesc un singur verset, faptele apostolilor, capitolul 17, versetul 31, pentru că a rânduit-o zi, spunea Petru, Pavel în predica lui din Atena în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dragii mei, vin o zi în care Hristosul care aparent se lasă a fi astăzi, se lasă în mâinile noastre oameni nelegiuiți și furioși care ne permitem să-l judecăm, se va așeza pe scaunul de judecată. Și orice persoană va trece pe acolo. Aș fi putut și eu fi unul dintre cei care au fost acolo la arestarea lui Isus, sau printre liderii care s-au sfătuit cum să-l omoare, deși, într-un anume fel, am fost și eu. Și, totuși, asta e copleșitor, mi s-a dat, Harul să cred în El. Să cred că El este Dumnezeu, că este Mântuitorul meu și astfel viața mea să fie schimbată și să pot să predic cu lucrul acesta. Nu pot să rămâne indiferent față de persoana lui Isus Hristos. Dacă nu înțelegi cine este, ajungi să crezi despre El ce au crezut cei care L-au păzit și să-l jocorești, să-l scuipi. Sau dacă ajungi să înțelegi că în el se împlinesc toate scripturile, vei înțelege că el este Dumnezeu și că el este singurul care te poate salva din condiția ta de păcătos. Așa că aș vrea să ți-l pot descrie pe acest Isus, Dar nu pot pentru că limbajul meu este atât de limitat și înțelegerea mea este de asemenea puțină. Dar mă bucur că Dumnezeu mi-a dat harul acesta, să nu văd în El o idee strălucitoare, nici măcar un ilustru învățător, ci să văd în El că este Dumnezeul care a venit în lumea noastră ca să mă mântuiască, ca să-mi dea viață. Slăviți să fie Domnul meu, Domnul nostru al tuturor. Și aș vrea să închei cu cele două întrebări, timp în care vreau să invit echipa de laudă și închinare să vină aici pe scenă. Tu cum răspunzi la aceste întrebări? Dacă ești tu, Cristosul, spune-ne, cum răspunzi la întrebarea asta? Dar cum răspunzi la cea de-a doua întrebare? Ești tu, dar, Fiul lui Dumnezeu? Dacă ești tu, Cristosul, cel despre care vorbește tot Vechiul Testament, spune-ne, și Hristos spune: Aveți scriptura, cercetați scripturile, pentru că tocmai ele vorbesc despre mine. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Wow, lucrul acesta mi-a schimbat viața radical. Aș fi putut fi un ateu, aș fi putut fi pierdut în continuare în păcatele mele, dar Dumnezeu, prin Hristos Isus, Fiul Său, m-a scos de la moarte. Și m-a adus la viață. Mi-a scris numele în Cartea Vieții. Mi-a dat siguranța mântuirii. Și nu numai mie, ci și dumneavoastră. Așa că aș vrea să-l binecuvântăm în această dimineață și să-l glorificăm pe el.